Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, iată că începem o nouă ediție a emisiunii News Express. De data aceasta îl avem ca invitat în studio pe primarul municipiului Buzău, domnul Constantin Toma. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc pentru asta. Bună ziua tuturor, bună seara tuturor. Domnule primar, aș vrea să vorbim despre un subiect important și oarecum la cald, cartierul Orizont. Până la urmă, care este situația juridică a terenurilor pe care s-a ridicat cel mai mare cartier rezidențial al orașului? Așa este. Din păcate, în ultima parte a anului trecut, ne-a mai venit o decizie a Tribunalului Buzău, prin care confirmă, practic, primele decizii luate prin hotărâri ale instanțelor. Mă refer ultima a Curții de Apel Ploiești, care a confirmat decizia luată la Tribunalul Dâmbovița, respectiv anularea procesului verbal de predare-primire a celor 33 de hectare de la stațiunea de cercetări legumicole către primăria Buzău. Practic, acum suntem într-o situație juridică care nu ne permite să vindem acele terenuri. Noi, ca primărie, terenul este al statului român, prin Ministerul de Finanțe, și investitorul ar trebui să se adreseze Ministerului de Finanțe pentru a reuși să facă contract pe acel teren sau, eu știu, acel teren să ajungă la primăria Buzău pentru o altă formă, hotărâre de guvern sau eu știu ce s-ar găsi în această zonă. Prin ultima decizie a Tribunalului Buzău, practic, chiar în decembrie, Tribunalul Buzău a spus foarte clar, negru pe alb, inclusiv în motivație, că terenul nu ne aparține. Deci noi nu putem vinde un teren, vorbesc pentru ce se va dezvolta de aici încolo, nu putem vinde un teren care nu este al nostru. Am primit pe acele hotărâri de Consiliu Local, inclusiv avizul de legalitate din partea Prefecturii Județului Buzău, ceea ce ne arată că am procedat bine. Înțeles că nu este o veste bună pentru oamenii care vor să investească acolo, pentru investitorul din acea zonă, dar sper prin decizia Curții de Apel, pentru că a fost contestată, am înțeles, hotărârea Tribunalului Buzău, prin decizia Curții de Apel Ploiești, pe 10 martie ar fi termen pe această speță, să se dea o decizie din care să se lămurească odată pentru totdeauna regimul acestui teren și să se ia decizii în consecință, respectiv să se investească în continuare. Noi nu vrem să oprim nicio investiție la nivelul întregului municipiu Buzău, dar nici să fiu pus în situația să, să propun Consiliului Local și să convin consilierii PSD cel puțin să voteze o chestie care ar putea să ducă la, chiar la condamnări. Chiar investitorul solicita daune de 20 de milioane. Este treaba de euro. Lui, deci sunt fondate? Investitorul, din punctul dumnealui de vedere, da, din punctul de vedere al nostru, nu, pentru că noi trebuie să respectăm legea. Din momentul ce avem trei decizii, din care două, una de la Curtea de Apel definitivă, prin care s-a anulat acel proces verbal de predare-primire a pământului, cazul penal a dispărut pentru că s-a prescris, respectiv cele trei persoane care au fost acolo și care nu le mai amintesc, inclusiv fostul primar al Buzăului, dar s-a dat deja o daună materială, adică s-a solicitat o sumă foarte importantă, cred că peste 1 milion de euro pentru producția nerealizată de stațiunea de cercetări legumicole. Am înțeles. În noul buget al guvernului, care am înțeles că a fost trimis în Parlament, nu s-a prins niciun leu pentru decontarea transportului elevilor în aceste condiții. Avem o problemă mult mai gravă decât atât. Vedeți, dumneavoastră, noi ne-am dus cu transportul în comun în 48 de localități pe lângă Buzău. Intenționam să ne ducem la distanță și mai mare, respectiv în angajamentul semnat cu actualul președinte al Consiliului Județean, fostul președinte și actualul președinte al Consiliului Județean, prin care împreună ne propusese să dezvoltăm acest transport în comun la nivelul întregului județ, prin realizarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară la nivel din întreg județ. Din păcate, domnul președinte Neagu are o altă părere în momentul ăsta, care ne afectează cu siguranță, pentru că noi realizăm
și transportul în comun de la țară. Vă vorbeam de aceste 48 de localități, dar putea și ADI de la Râmnicu Sărat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară. Făceam un singur ADI la nivelul întregului județ, pentru că transportul în comun este o necesitate din foarte multe puncte de vedere. Noi am subvenționat Primăria Buzău cu mulți bani, cu peste 90% până acum. Da. Facem acest lucru practic și în momentul ăsta, dar având în vedere că bugetul este mai slab, sau estimăm că va fi mai slab, inclusiv pe încasări, pe gradul de colectare se numește, cred că o să avem probleme și, bineînțeles, am încercat, ați văzut, împreună cu ceilalți primari de pe lângă Buzău, să găsim soluții în sensul să mai reducem din curse. Au apărut, așa cum știți, și probleme, controle de la poliție, amenzi și așa mai departe, dar încercăm să supraviețuim pentru că transportul în comun este foarte util. Și spun acest lucru pentru că am fost acuzat la un moment dat, nu mai spun de cine, dar tot de oameni importanți și nu numai, așa, că de ce a trebuit să ne ducem cu transportul în comun în atâtea localități și, eu știu, Buzău ar fi afectat municipiul. Nu. Peste 95% din banii care se strâng la Primăria Buzău sunt bani de la firme, atenție, peste 95%. Și spun treaba asta de acum aproape 5 ani de zile, practic de când am venit în primărie în iunie 2016. Trebuie să ajutăm aceste firme, pentru că aceste firme înseamnă pentru județul Buzău, numai pentru municipiul Buzău. 62% din toate locurile de muncă create la nivel de județ Buzău sunt în municipiul Buzău, iar peste 70% din cifra de afaceri la nivelul întregului județ Buzău se realizează în municipiul Buzău. Ce înseamnă foarte practic așa aceste cifre? Înseamnă că din cele, de exemplu, la Consiliul Județean, din cele 80 de milioane de euro cât e bugetul județului, cam 62% din cotele de IV, impozitul pe venit, și peste 70% din cotele defalcate de TVA, în medie așa, probabil în jur de 65% din banii de la Consiliul Județean, sunt bani care se realizează în OAT Buzău. Deci aferenți rezultatelor economice de aici. Din această cauză am realizat acest lucru și vreau să ne ducem și mai departe, astfel încât să avem cât mai mulți oameni la muncă în Buzău, dar și cât mai mulți elevi în școlile profesionale, liceele din Buzău, astfel încât să ne asigurăm și pregătirea unei forțe de muncă pentru viitorul apropiat sau mai puțin apropiat al Buzăului. Acum nu că aș ține partea cuiva, dar din câte știu eu, legal, Consiliul Județean nu poate să investească în această, nu, chiar dacă se înscrie în această asociație. Nu este adevărat. Deci am demontat acest lucru pentru că conform codului administrativ și legislației în vigoare, nu poate da compensații direct, dar dacă intră într-o asociație de dezvoltare intercomunitară, respectiv are un contract de prestări de servicii publice, că asta facem și noi. Consiliul Județean este și în ADI Apă și face același lucru, în Asociație de Dezvoltare Apă. S-a făcut o Asociație de Dezvoltare Intercomunitară pe gaz pentru localitățile în care nu s-a introdus gaz. Același lucru se poate face și pe transport. Da, de asta v-am întrebat, pentru că practic se fac cam bat cap în cap. Nu există niciun fel de probleme, s-a aruncat pe piață și această variantă, care nu este reală. Avem și expertiza unei firme de avocați, dar avem, de exemplu, și ce s-a întâmplat la Iași anul trecut, în care direct Consiliul Județean a făcut un ADI pe transport. Am înțeles. Tocmai pentru a ajuta transportul la nivel județean. Bun, revenind la prima întrebare cu transportul elevilor, știm că ei circulau gratuit, în cazul ăsta ce veți face? Seama, nu face nimic, deci vom respecta legea, în care legea spune 50% să dea administrația publică locală, 50% elevul. În toate întâlnirile, pentru că sunt și președinte executiv la Asociația Municipiilor din România, în toate întâlnirile cu ministrul de finanțe, cu ministrul educației, cu prim-ministru, ni s-a povestit că o să fie 100% transportul, gratuitatea asigurată pentru elevi. Dar mai avem o problemă. Datorită COVID-ului, suntem obligați să păstrăm acea distanță socială. Adică autobuzele, la ore de vârf, circulă la jumătate de încărcare, practic. Și din această cauză, bineînțeles, veniturile companiei Transbus au scăzut la jumătate. Iar această sumă, pentru că prestăm un serviciu public, ei trebuie să funcționeze în continuare, să ducă oamenii la muncă, să ducă elevii la școală, câți bani mai departe.
Câți bani trebuie să bage primăria pentru a scoate cât de cât la liman? Destul de mulți, adică la nivelul numai partea asta de subvenție, compensație, înseamnă câteva milioane de euro anual. 3-4 milioane de euro, ceea ce nu este o glumă. Având în vedere că încasările, mai ales că am intrat în luna martie... Da, gradul de colectare a fost undeva la 50% față de 89, aproape 90% cu un an înainte, în 2019, ceea ce a dus la o neîncasare de circa 12 milioane de euro. Bineînțeles că nu mă plâng și n-am să fac niciodată. Voi încerca să duc proiectele și Buzăule mai departe. Problema este pe funcționare, pentru că între timp am reușit de am luat fonduri europene, ne batem în continuare să aducem cât mai mulți bani și bineînțeles și alte bani pe fonduri europene, dar și altfel de proiecte. Și mă laud acum, dar nu este o laudă deloc, pentru că este o adevărată, un adevărat moment istoric, așa l-au descris oficialii germani care au participat într-o conferință online. Muzeul a participat la o licitație la Ministerul Federal al Mediului, Schimbărilor Climatice și Siguranței Nucleare în Germania și am fost aleși, suntem singurii din 300 de proiecte depuse anul trecut, Buzău, un oraș al viitorului. Din punctul de vedere, titlul proiectului a fost Smart Green and Circular Buzău, adică un oraș cât mai inteligent, un oraș cât mai verde și un oraș al economiei circulare. Ne vom bate, până la sfârșitul acestui an vom avea deja conceptul, proiectul, iar începând din ianuarie 2022, Ministerul Mediului din Germania și celelalte denumiri care există în titlul acestui minister din Germania ne va asigura fonduri germane și completăm local cu o sumă mai mică și bineînțeles împreună în funcție de dimensiunea proiectului, care sper să fie cât mai mare, inclusiv pentru achiziții de echipamente, tehnologii, să ne ducem împreună la Uniunea Europeană. Și una să te duci cu ministerul, cu guvernul german, practic, la Bruxelles și una să te duci de unul singur. Mă duc cu Comuna Vadupașii, de exemplu. Salut, Joe! Da. Din câte am văzut că tot spuneați despre investiții, continuă reabilitarea termică a blocurilor din municipiul oraș. Cam cât ar urma să noi mai ne-am fie propus, deci anul ăsta am avut în anul ăsta. Am fost într-un program pe fonduri europene cu 20 de blocuri. Încercăm să ne mai ducem cu încă 70. Anul ăsta. Mai suntem anul ăsta. Așa. E vorba de ciclul ăsta. Pentru că trebuie să luăm bănuții, să țin licitație cu firme, cu tot circul ăsta care înseamnă birocrația românească. Și până la urmă vom reuși, că reușim întotdeauna. Dar nu așa cum doresc eu, că-s vărsător. Nu la viteza care nu am răbdare. Vreți. Vreau totul să facă imediat. Te domolești când ai niște cicluri acolo, niște proceduri de îndeplinit. Și trebuie să le îndeplinim, nu avem ce face. Credeți că e o bucurie pentru mine să iau un jurător din cauza străzii Transilvaniei, Bulevardul Unirii, zona industrială. Suntem practic la ultima contestație, la Curtea de Apel Ploiești, 18,6 milioane de euro și aceste străzi vor arăta sau ar trebui să arate cum arată bucata aia că a fost făcută ca și stradă model, referință, mă refer la Calea Eroilor. Adică cu cabluri îngropate, cu pistă de bicicletă. Am înțeles. Bun, să ne așteptăm anul ăsta să demareze aceste lucrări la cele trei artere cu importante? Cu siguranță, pentru că avem și proiectul tehnic realizat, adică s-a făcut dinainte, a fost în cadrul proiectului nostru, da, ca să scurtăm timpul și practic este ultima contestație care mai poate să existe. Deci vom avea un câștigător. Problema este, sper ca cei de la Curtea de Apel, judecătorii de la Curtea de Apel Ploiești, să fixeze termen cât mai repede și să ne dea un verdict cât mai repede, pentru că prima instanță, la doilea rând de contestație, a fost CNSC-ul, care e format tot din judecători, da, și în care au demontat toate sesizările făcute, reclamațiile făcute de unul din participanții la licitații. Sper să se rezolve, pentru că sunt trei proiecte importante care ne ajută foarte mult, adică practic sunt cele mai importante trei artere din Buzău. Oricum va fi o nebunie. Și având în vedere, bineînțeles, având în vedere și faptul că s-au deschis și ofertele la cele trei străzi, plus a patra care o să dăm în credințare directă la Urbis, mă refer la 1 decembrie 1918, mă refer la Republicii și la Iazul Morilor. A patra stradă a Horticolei, dând-o prin încredințare directă, nu a mai prins o licitație. Dar durează, din păcate, asta este o mulțime de piedici și sper să le, adică cu siguranță le vom depăși, problema este de timp. Pasajul de la gara, am văzut că, ce să vă spun, ne-au respins și la bugetul național, că spuneați de bugetul național. Exact. Este în dezbatere deja la Parlament, a fost tot ce a propus să a venit pe linia PSD-ului. Au fost și opoziția, au fost respinse 100%, dar unul din aceste proiecte însemna și reabilitarea acestui pasaj, în sensul în care
s-ar face acea investiție pe care n-am putut-o legal noi să o facem, pe 33 de metri, există un pericol, respectiv structura de rezistență a sistemului care susține, a structurii de rezistență care susține, eu știu, calea ferată care e pe deasupra, este pusă în pericol, este expertiză tehnică. Noi am anunțat inclusiv fostul prim-ministru, actualul prim-ministru, ministrul transporturilor, CFR Infrastructură. Răspunsul este, cel puțin alea care ne-a venit oficial la CFR Infrastructură București, până regional la CFR Infrastructură Galați, pentru că noi aparținem de Galați, ne-a spus să așteptăm, pentru că există un studiu de fezabilitate finanțat pe fonduri europene. Eu sper să nu se întâmple, Doamne ferește, o nenorocire, pentru că nu vreau să nu mai spun nimic. Pentru că poate fi un pericol real de a se întâmpla de ceva. De obicei reacționează. Nu mai vorbea când... să reacționează la pericol, dar gândiți-vă ce ar însemna. Păi noi știm. Pentru că n-ar mai fi nici, s-ar tăia tot transportul din Moldova pe cale ferată. Noi știm ce înseamnă. Important e ei să realizeze asta. Am băgat inclusiv aici, dar am sesizat, am scris la Prefectura Buzău, ne-au ajutat. Au dat o decizie Inspectoratul de Stat în construcții, până care îi obligă să realizeze asta. Și astea sunt penale de la Inspectoratul de stat în construcții, dacă nu le respect. Să sperăm că se vor speria și sau se vor autoresponsabiliza sau vor conștientiza. Conștientiza, asta era de fapt cuvântul în cercam să găsesc, ca să rezolvăm și această problemă, pentru că este o problemă importantă. Chiar este. În ultima perioadă, în special seara, se observă un nivel ridicat al poluării în municipiul Buzău. Știți, acest lucru se poate vedea pe acel panou din fața APM, privind gradul de poluare. Vă întreb, aveți cunoștință de așa ceva? Și dacă da, ce măsuri s-au luat sau urmează să luați și eventual dacă știți cam care ar fi sursa acestei poluări? PP10 ăsta, deci majoritatea indicatorilor astea de poluare sau, dacă nu chiar toți, accidental se mai întâmplă. O dată, două ori, de trei ori pe an, când se mai dă foc la ceva sau, eu știu, vreo fabrică din zona industrială, nu mai nominalizez, ar putea să dea ceva în aer, de astea periculoase. Da. Pur și simplu este praf. Praf de pe câmp sau praf din când bate vântul, se întâmplă și povestea asta. Acum, și fiind lipsă de vegetație, nici nu se mai poate... filtra, să zicem. Filtra, da. Deci vegetația oprește praful. Asta e o realitate. Ce am făcut aici, ce să vă spun? Am asfaltat cele 56 de străzi de pământ, care era o sursă, și bineînțeles avem un proiect aprobat pe Ministerul Mediului de 20,5 hectare de pădure, care ar trebui să comportă și ca o perdea forestieră, între cele două poduri, de la Mărăcineni și Vadul Pașii, și sper ca Ministerul Mediului să se țină, noi vom da tot ajutor, astfel încât să creăm o perdea. Pe partea cealaltă, am început deja pe bucățile care ne aparțin, fie pe stradă, acolo unde avem loc, am lăsat spații. De mâine va începe, de exemplu, plantarea de copaci în cartierul Mihai Viteazu. Este chiar o perdea spre calea ferată, vreo 300 de copaci. Am început, așa cum se știe, să plantăm în crâng. Practic am ocupat 100% locurile lipsă de copaci, care se uscaseră în timp, în cele 9,54 hectare care aparțin primăriei Buzău. Suntem deja, am trecut de Ministerul Mediului, suntem acum la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, să obținem încă un aviz și mai urmează Ministerul Justiției, astfel încât să fie pusă în operă legea 220/2018, privind, până la urmă, retrocedarea pădurii crâng. Preluând-o, vom intra și în finanțare pe Planul Național de Redresare și Reziliență și sper să avem cea mai mare pădure par din Uniunea Europeană. În momentul ăsta, Germania este pe primul loc, cu Tiergartenul la Berlin, 192 de hectare. Am vorbit și cu conducerea armatei, Divizia 2 Infanterie Getica, să mai planteze pe terenul lor încă vreo 10 hectare, cu 9,5 și cu vreo 177, să-i bate și noi pe o dată pe nemți. Să fim și noi buni la ceva, da. Când vor începe lucrările la noul cimitir? Lucrările la noul cimitir vor începe după ce vom avea aprobat bugetul. Am trecut deja o hotărâre prin Consiliul Local și a indicatorilor tehnico-economici, practic putem da, face încredințare imediată, o vom face cu Orbisul, ca să nu mai intrăm în luptele astea care pot duce, consuma foarte mult timp, și un an, doi, trei, gândiți-vă că licitația asta pentru cele
trei străzi a început acum 2 ani, ca să vă dați seama unde suntem. Și atunci dăm, e foarte bine că am dezvoltat cu Urbisul capacități de asfalt, de tot felul de, de lucrări, pentru că Urbisul este alt Urbis față de cel care l-a moștenit în 2016. Și cu siguranță vom avea capacitatea cu Urbisul să facem acest cimitir, sper eu, până în, la sfârșitul acestui an, cel puțin să-l facem funcțional. Bineînțeles, va mai rămâne o parte pe care îl vom dezvolta în viitorii ani, anul viitor sau anii viitori, pentru că am luat strictul necesar în funcție și de bănuții care avem disponibil anul ăsta. La cât s-ar ridica investiția? La cât în momentul ăsta, partea asta care o dezvoltăm acum cu capelă și cu toate, de tot ce înseamnă parcări, cale de acces, utilități, înseamnă vreo 6 milioane de lei, adică 1,2 milioane de euro, și este un preț rezonabil care va fi și ăsta recuperat, dau o veste proastă, din suma concesiunilor pentru locurile de veci. Adică la veșnicia costă, este nu? Mult, domnule, veșnicia costă, din păcate. Bineînțeles că am micșorat acest proiect. Proiectul era vreo 10 milioane de euro, deci dus la ultimul nivel așa de confort dincolo de... Când vom că tot voia să-l faceți digital, din ce mi-aduc eu aminte. Ala poate să fie și ăla, că nu e o poveste urâtă nici asta. Nu, n-am zis. Dar unde o să-l faceți și pe ăla? Nu. Toate locurile de veci ar putea fi digitalizate. A, deci toate. Am văzut în Estonia, în Tallinn. De exemplu, mai pe cineva, un strămoș. L-ai, de exemplu, la Carei. A murit când a trecut dincolo, la unguri, bătându-se cu nemții. Și poți să știi prin intermediul internetului, ai dat direct acolo, poți să ai și imagine, poți să completezi niște cuvinte, o istorie a acelei persoane dragi, inclusiv, eu știu, să comanzi acolo în zonă, domnule, două lumânare când e ziua lui, îngrijește locul de veci, de ce nu? Am văzut chestia asta în Estonia și mi-a plăcut și este o idee pentru viitor. Bineînțeles, n-a fost prioritate zero. Sunt liste întregi pe care încercăm să le rezolvăm, dar am reținut-o ca idee și cândva o să facem așa ceva. Am înțeles că ați dorit să implementați un proiect ce vizează achiziționarea unor pubele pentru colectarea hainelor vechi. Am văzut așa ceva în unele orașe din țară și mi se pare o idee bună pentru persoanele sărmane. Sunt idei, bineînțeles, dar asta înseamnă un întreg mecanism de creat, pentru că această îmbrăcăminte second hand, pur și simplu trebuie să o strângi în niște containere speciale, le adun de aici, pe urmă trebuie să le bagi în niște mașini industriale de astea de spălat, să le calci, împarți pe categorii și pe urmă să le distribui. Deci avem și acest proiect în plan și sper ca anul ăsta să-l avem. Adică ne gândim unul din punctele termice care vor fi dezafectate să aibă și asemenea facilități de depozitare, de spălare. Interesant. Călcat și redistribuire pe urmă. Pentru că vă dați seama, în fiecare familie există o mulțime de haine care nu le mai folosești și de ce să nu le băgăm în circuit pentru oameni mai sărmani? Da, oricum, cu pandemia asta se îngroașă numărul lor, din păcate. Ce noutăți ne mai puteți spune despre echipa de fotbal Gloria Buzău? Ați găsit investitori? Domnul, ce pot să vă spun? M-am întâlnit deja cu 3 grupuri de investitori. Interesant este că sunt și investitori străini. Un grup din Belgia. Nu vă ascund că am fost inclusiv în Turcia. M-am întâlnit cu alți investitori. Sper să găsim soluția. Investitori români, dar care locuiesc afară și ăștia tot din străinătate. Și sper să găsim soluția cea mai bună, astfel încât să ne bucurăm de fotbal în continuare sau să ne bucurăm când va fi, cum să vă spun eu, lipsa de pandemie, pentru că sper până la urmă să existe și acces pe stadioane. În momentul ce dai acces la restaurante, dai acces peste tot, într-un stadion, 30% din locul, poți să-i pui și la 5 metri unul de altul. Probabil după probleme. Ce se va ideea termina este și aici campania asta de vaccinare. Lipsa de performanță, cum să spun eu, asigurată de legislație, pun între ghilimele chestia asta, pentru că noi nu mai putem, performanța noastră maximă este să stăm în Liga 2, așa, să stai aici, să zaci pe banii oamenilor până la urmă. Și am zis atunci, bă, opresc această treabă, dar bineînțeles că n-am făcut-o, cum să spun eu, voit, că așa am vrut eu. M-am uitat la buget, văd că nu ne ajungem cu banii, bă, ori facem performanță, ori nu mai cheltuim banii de pomană. Și bineînțeles, s-a făcut
o reclamă națională și pe reclama aia națională ne-am trezit și cu investitorii, ca să vedeți unde dai și unde e crapă. Nici nu m-am gândit că păream prea deștept în fața oamenilor, domnule, dau drumul la chestia asta și vezi că o să vină investitorii. Dar chiar așa s-a întâmplat, vă asigur de treaba asta. Și sper să, până la sfârșitul acestei luni, să avem deja un investitor cu care să putem discuta și, bineînțeles, să luăm o decizie în Consiliul Local până la sfârșitul acestei luni, începutul aprilie, pentru că noi avem un deadline, respectiv până la 30 iunie. Trebuie să ne prezentăm cu altă organizare juridică, deci practic cu ori cu un ONG, ori cu o firmă, ori cu... În care primăria să nu mai fie majoritară. Bineînțeles, nu mai avem voie să facem treaba asta, deci noi 49,999 da. Și să vină un investitor care să ia diferența. Și să sperăm să se întâmple acest lucru, pentru că fotbalul este un fenomen social peste tot în lume și la Buzău. Pentru că mă uitam când am fost, vă dați seama că trăiesc din ce mă informez, așa că trebuie să fiu alimentat tot timpul și îmi și place. Deci eram pe unul din primele locuri în România când eram în Liga 1, ca și stadion plin. Ceea ce e o chestie foarte interesantă și, bineînțeles, eu mă duceam de câte ori puteam să mă duc, pentru că îmi place sportul și m-a atacat foarte mult și acum ești distrugătorul. Și prima mea poreclă la primărie, Toma, cum a zis, moartea sportului buzoian. Păi eu nu puteam să finanțez nimic. Primăria avea 12 milioane de euro datorii, așa am preluat-o. Și nu aveai voie, dacă aveai arierate, adică plăți întârziate mai mari de 3 luni de zile, nu ai voie să finanțezi absolut nimic. Și bineînțeles, această situație a dispărut și din cauza asta în 2017, să nu se uite treaba asta, am înființat de la zero un nou club cu 10 secții, facem performanță, inclusiv la handbal fete, dar și în sporturi individuale, avem inclusiv campion mondial la tineret, avem prin Marina Baboi o fată minunată, avem campion național și vicecampion mondial la tenis de masă, Ovidiu Ionescu, membru al clubului Gloria Buzău. Și nu numai ei, pentru că avem o mulțime de copii și de tineri valoroși. Bun, o ultimă întrebare, pentru că, din păcate, timpul nu ne mai permite. La acest moment, puteți să-mi spuneți câți asistați sociali sunt înregistrați la nivelul municipiului Buzău? Un telespectator întreba, pe de altă parte, ce fac autoritățile pentru a încuraja mersul la muncă? Doamne, facem tot ce putem. Dar dacă nu are drag de muncă, este foarte complicat. Pentru că, vedeți dumneavoastră, a mai fost această poveste că județul Buzău este pe ultimul loc sau pe primul loc la șomaj. Loc, îmi pare rău. Și inclusiv municipiul Buzău s-a întâmplat nu știu ce. Bineînțeles că realitatea este, vorbesc de asistații sociale. Noi avem 328 și nici măcar nu suntem primii, că sunt comune. Era vorba de județ. Mai multe, la nivel de județ Buzău. Noi în Buzău, în municipiul Buzău, avem, înainte de pandemie, aveam 0,7% șomaj, iar în decembrie 2018 aveam 0,94%. Bun. Deci sub 1 este o cifră de vis în șomaj. Bineînțeles că sunt și oameni care nu se înscriu acolo. Este o realitate și asta. Dar, deci dacă cauți și ai și o pregătire, pentru că, vedeți dumneavoastră, între 30 și 38 de ani, mă uitam acolo, 90% din șomeri înregistrați acolo erau până în 38 de ani, dar fără niciun fel de studiu. Deci, practic, muncitori necalificați. Mai ales în perioada asta a COVID-ului au dispărut foarte multe locuri de muncă. Pe partea cealaltă, vedeți, avem la firmele de construcții, inclusiv care activează în Buzău, avem vietnamezi, am mai venit o tranșă de vreo 50 de indieni la Colegiul Național Mihai Eminescu. Deci despre asta vorbim. Deci dacă ai dorința de a munci, cu siguranță vei găsi și de muncă. Bun. Iar toate firmele se plâng că nu au oameni calificați, n-au ingineri, n-au muncitori calificați. Păi și tu, în momentul în care ți se oferă posibilitatea de a munci, că nu vrei, nu putem să continuăm așa, nu? Nu trebuie, nu știu, revăzute dosarele, pentru că mulți sunt apți de muncă. Bineînțeles, noi facem, vă dați seama, din două cantine sociale a rămas cu una. Din 300 și ceva de oameni, cred că mai avem vreo 80 ceva de oameni la cantina socială. Încercăm efectiv prezența la muncă. Nu a venit prezent, deci îl scoatem de pe lista asistenților sociali. Deci măsurile astea le luăm. Din păcate și la asistență socială și e un fenomen mai larg așa, primăria Buzăului și nicio primărie din România nu este în acea comisie, inclusiv pentru persoane cu dizabilități. Da, aici. Să mă ierte Dumnezeu, deci avem la nivel de România vreo 800 de mii de
persoane cu dizabilități. Aici... Raportat la populație este enorm. Cred că suntem și aici pe primul loc în Uniunea Europeană. Și fiecare dintre noi cunoaște cel puțin un caz în care aceste persoane și-au luat acel certificat și nu este aici... în regulă treaba, pentru că plătești și dumneavoastră, plătești și eu, plătești și firmele, din banii care îi strângem la primăria Buzău, plătim și aceste... Și acum nu ai persoanele cu dizabilități, că asta este... Eu nu vorbesc, eu vorbesc de persoanele care... Noi vorbeam de asistații sociale. Nu, asistații sociale și tot asistența socială până la urmă este și povestea. Bine, da, știu asta, dar aici... Eu mă refer pentru că acum sunt terorizat de cum îmi fac bugetul. Și cum ne vom descurca în acest an astfel încât să rămână bănuți și pentru partea de cofinanțare la fonduri europene și să reparăm, că astea nu sunt investiții, să reparăm cât mai multe străzi. Pentru că presiunea în continuare rămâne. Pe primăria Buzău, până în 4 ani de zile am făcut 150 de străzi, sunt 403 străzi în Buzău. Sper, Doamne ajută să, cum să spun eu, să reușim să găsim sursa să putem merge mai departe. Vedeți că pe partea elaltă sunt criticat în fiecare zi. Domnule, ce ne-ai făcut cu străzile? Facem de câți bani atâția marfă, cum să spune. Dar pe partea cealaltă am mărit cu 50%, am propus Consiliul Local cu 50%. Mărirea impozitelor pe clădiri. Și din sumele astea, ascultați-mă, de obicei 60-80, nu de obicei, media a fost cam 60-80 de lei pe proprietar de locuință. Dar toate sumele astea la un loc, inclusiv cu partea aia nerezidențială, adică nu locuiești în ea și ai o hală sau ai altceva acolo, se adună doar 600 de mii de euro. Da, adică știu. În plus. Ceea ce este o sumă ridicolă. Gândiți-vă, de exemplu, cum e strada Horticolei, cu săpătură la 70, cu toată căblăraia coborâtă în trotuare și toate facilitățile care le creăm acolo, pistă de biciclete cu tot, în jur de vreo 2 milioane de euro. Și noi vorbim de 600.000 de euro. Păi vrem să facem ceva pentru Buzău ăsta. Trebuie să și susținem acest lucru. Bineînțeles că mă bat să aduc cât mai multe fonduri cu echipele care le am la primărie, cât mai multe fonduri europene, norvegiene, germane, povesteam. Problema este că nu toate sunt eligibile. Că ăștia îți plătesc ce vor ei să fie favorizați. Adică să fie un mediu mai curat, că aerul circulă și de aici, pleacă în Germania când bate vântul mai tare. Deci despre asta vorbim și noi trebuie să găsim surse și sursele astea cum le găsim? Din foarte multe reduceri de costuri, pentru că fac acest lucru și facem acest lucru, inclusiv prin implementarea sistemului, acelui sistem de management, suntem cei mai avansați în România și în Europa de sistemul de management Kaizen, îmbunătățire continuă, dar și de sport, și de bă, unde vedem, bă, hai să vedem ce mai tăiem, dăm deoparte. Asta da. E problema. În condițiile în care, repet și acest lucru, că este foarte important, probabil că suntem singura primărie sau UAT din România care de 4 ani de zile nu a mărit salariile. Bineînțeles că o să fiu înjurat de bugetare din primăria Buzău, din funcționari, dar nu am putut. Prima prioritate a fost investițiile în acest oraș, reparație și așa mai departe. Mă rog, să vedem ce va fi și anul ăsta și eventual anul care va veni. Mulțumim din nou pentru prezență. Și eu vă mulțumesc că am scurt emisiunea asta, am pregătit să-i pentru vreo 3 ore, așa, da. Nu e nimic, le facem tranșat așa. Păi să zic și eu că astăzi este 1 martie, să urez o primăvară frumoasă pentru toate domnișoarele, doamnele, pentru că este un lucru frumos, a venit primăvara și măcar avem mai multă speranță în suflet. Multă sănătate și la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor din Buzău sau care au treabă cu Buzău. Am înțeles. Sau bărbați în Buzău. Bun. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii News Express. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă doresc să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.